Echipa de handbal Steaua București dispută marți seara în sala polivalentă primul joc din turul 2 preliminar al EHF European League. Adversara roș-albaștilor este echipa maghiară Ferencvaros, iar elevii lui Ovidiu Mihăilă așteaptă fanii număr cât mai mare în tribune. Care sunt aturile Stelei în meciul cu Ferencvaros? Avem o apărare destul de bună, Iancu este într-o formă foarte bună acum și cred că aici va fi punctul forte în acest meci. Cât de important este aportul fanilor la un asemenea joc și cât de mult vă doriți o sală plină marți seara? Ne-am bucurat tare mult să fie în număr cât mai mare, asemănător meciului din Supercupa cu Dinamo. Ne-am împins de la spate, cu toate că n-am reușit să-i facem fericiți la finalul meciului. Suporterii ar fi al optelea jucător, ne-au demonstrat de atâtea ori și așteptăm un număr mare să fie alături de noi, pentru că nu traversăm o perioadă foarte bună, să spun așa, din punct de vedere sportiv, să ne încurajeze și la final să ne bucurăm împreună. Chiar dacă nu traversează cea mai bună perioadă în campionat, Steaua va da totul în dubla cu Ferencvaros și va încerca să revină după mulți ani în grupele unei cupe europene. Cred că mai mult trebuie să ne pregătim și să redresăm lucrurile în plan mental, pentru că această echipă a demonstrat că și ea se joace handbal, dar în momentul de față suferim puțin în plan mental, pentru că nici jocul și nici anumite momente din joc și două rezultate care ne erau la îndemână să le câștigăm, Constanța și ieri la Buzău, ne-au dus într-o oarecare stare din asta de frustrare și supărare. Ce ar însemna pentru Steaua o calificare în grupele EHF? Din punct de vedere sportiv ar însemna enorm de mult, vă dați seama, pentru fiecare dintre noi. Pentru că este ceva deosebit să participăm într-o astfel de competiție, în grupele Europa League, a doua competiție ca valoare din Europa. Meciul Steaua-Ferencvaros va avea loc marți, 27 septembrie, de la ora 19:45, în sala polivalentă din București. Un bilet costă 20 de lei și poate fi achiziționat până luni, inclusiv, de la caseria stadionului Steaua, iar marți, în ziua jocului, de la caseria sălii polivalente.